seara, bună seara, bună seara. Ce tare, ne-am întors la Ai Umor, sezon yes. nou. Mă bucur foarte tare că încă mai sunt aici și nu m-a înlocuit nimeni, deocamdată. Mă bucur de asemenea și pentru că am început munca și iată, fac bani. Foarte multă lume spune, sunt în atâtea producții, Natanticu, ești plin de bani. Da, dar uitați că sunt căsătorit. Banii nu sunt toți ai mei. Și acum o să vorbesc un pic despre leasing, pentru că... Leasing? Leasing. Da, am luat un leasing. Ori că e Capricorn, ori așa a făcut o măsa, bă, e disperată după cadouri. Și a fost perioada asta, decembrie, cu luna cadourilor, plus că ea e născută și pe 8 ianuarie, e din ce în ce mai greu, am intrat în al 11-lea an de relație, nu mai știu cu ce să o impresionez. Și am zis să mai și tai din cadouri. În ce sens? Cine mai dă mă cadouri de Moș Nicolae? Aia e o sărbătoare de copii, nu? Da. Corect? Corect. Adică e și foarte educativ, îl pui pe copil să spele niște bocanci ca să primească niște dulciuri. Și eu am zis, bă, eu nu-i mai dau de Moș Nicolae nimic. I-am luat ceva, dar am zis, dacă nu comentează, îi dau de Crăciun. Că știi cum e. Dacă iei ceva de Moș Nicolae, după aia de Crăciun trebuie să iei ceva. Și mai scump de ziua ești ceva. Am venit acasă de la mall, m-a văzut, zice, unde ai fost? La mall. Ce ai făcut la mall? Mi-a luat eu un tricoaș, uite, mi-a luat o bluziță asta. Zice, pe și mie ce mi-ai luat? Zic, pe ce să-ți iau? Păi e Moș Nicolae. Zic, doar tot dracu de Moș Nicolae. Mai stăm să ne dăm cadouri de Moș Nicolae. Bă, dar puteai să-mi iei ceva simbolic. Zic, păi sunt portocale în bucătărie. Tu te ia de acolo, n-are rost să ți le mai bag în cizme. Și bă, ești nesimțit? Cum să nu mi-ai bă nimic? Bă, o atenție, bă! Mi-a zis măcar un parfum, că știi că-mi plac. Măcar un parfum, păi dacă ți-au parfum de Moș Nicolae de ziua ta, trebuie să-ți iau mașină, ești nebună? Băi, te pregăteam să mergem la un eveniment, a intrat în baie, m-a înjurat, m-a făcut în toate feluri. Ești un jegos, bă! Bă, mi-ai stricat spiritul sărbătorilor, bă! Plânge copilul din mine, m-am gândit că e gravidă, zic, care copil? A intrat în cadă, se epila cu bicu, dădea cu bicu, mă înjura, vă jur și curgea sânge, zic, bă, se sinucide, își face sepucul, dă-i prostule cadou. Am ieșit din baie, am pus cadou la ușa de la baie, în continuu înjura, a ieșit din baie, a văzut cadou și în loc să se bucure, ce a zis, bă? Uite prostul că mi-a luat! Asta mă sună atât de reală. M-a panicat. Și acum, evident, a fost și Valentine's Day. Și mi-a zis, sper că nu spui filmări de pe 14 februarie. De ce? Păi e Valentine's Day. Zic, și ce? Păi trebuie să sărbătorim. Păi ce, te cheamă Valentina? Mă cheamă Valentin? Ai văzut tu vreun Ion să sărbătorească de Sfântul Gheorghe? Lasă-i pe Valentin. Nu, domne, că e ziua îndrăgostiților, trebuie să mă scoci pe mine în oraș. Și te țin eu legată de calorifer? Că, domne, încearcă să fii și tu romantic. Adu-mi o floare. Și scoate-mă în oraș. Și zic, te duci în cămară, deschizi un borcan de zacuscă de la Măta Mare, găsești și floare și de mâncare. Că oh. Serios, nu s-a atins de ele. Că, domne, să fii romantic, să facem dragoste pe petale de trandafiri. Avem pat, de ce să facem? De ce să cheltui o grămadă de bani pe florile alea, să rupem petalele pentru 2 minute? Pentru două minute! Susțin! Eu vreau să facem ceva cu petalele alea. După ce facem dragoste, nu știu, faci o dulceață din petale de trandafiri, nu rămâne așa. Și serios, eu nu înțeleg asta cu Sfântul Valentin, nici măcar nu-i sărbătoarea noastră. Chelu a avut dreptate. Băi, aș sărbători Sfântul Valentin dacă tot anul mă lași în pace. Fac tot efortul. De ce să mă chinui tu pe mine într-o zi anume să mă scoți tu pe mine? Că eu știi care e treaba? Că tot fetele sărbătoresc. Eu nu l-am auzit pe Bordea să spună, ce faci fratele meu pe 14? Ce-i Sfântul Valentin? Ce ne facem? Tot pentru el. Și acum știu că au venit naționaliștii ăștia și ne-au zis, stai domne că avem și noi ziua îndrăgostiților. Dragobete. Da. Cum să compari, mai cum sună, cum să compari Valentine's Day cu Dragobete? Pe Dragobete sură a boală venerică, serios. A Caritas. Exact. Piramidă. Zici că ce ai, am luat Dragobete. Când? De Sfântul Valentin a făcut dragoste pe petale de trandafir și am luat Dragobete. Și mă enervează că am mai luat ceva de la americani, Halloween, bă. Băi, Halloween, noi avem ziua morților, la mine în Petroșani, pe 31 octombrie, ziua morților. De ce să mă deghizez în mort? La noi e frumos să merge la cimitir, să aprinde o lumânare. Nu am văzut pe nimeni prin Petroșani, umblând așa, ce faci, mă? M-am deghizat în bunicu. De ce merge așa? Era bețiv și se c***a pe el. Noi trebuie să ne deghizăm. Au ajuns să ia și chestia aia copii, băi, părinții își trimit copiii din ușă în ușă. Cu c***ul, cum îi zice? Tricor-trit. Băi, au venit doi copii, am deschis ușa, m-am speriat de ei și direct mi-au zis, tricor-trit. Eu nici nu prea știu engleză,
M-am gândit că așa-i cheamă, zic Nathan Tricu, dacă... Zice, nu mă nere, tricortrit, ce e asta? Ne da sau nu ne da? Zic, bă, ați plecat de cu Colinda, repetiție, păi sunt două luni. Nu le-am dat nimic, am închis ușa, ce credeți că au făcut? Sau pe ușa mea. Respect. Păi dacă, bă, dacă știam, nu le dădeam? Eu când am venit prima oară în București, nu știam de asta, la Petroșani nu se sărbătorea Halloween. Am venit în București, am un prieten care e născut pe 1 noiembrie și a sărbat ziua de naștere în Centrul Vechi, unde în clubul respectiv, dacă erai deghizat cum ar veni de Halloween, intrai, dacă nu, nu. Eu n-am știut, omul nu mi-a zis, dar n-am avut nicio problemă să intru. Adică chiar bodyguard a fost, hai, dă-te, bă, bă, a coborât scările, a strigat după mine, o să câștigi. Am gândit că e o tombolă, ceva, ce trebuie. Ne-am dus acolo, evident, doar fetele erau deghizate. La masa noastră, una urâtă, bă, cu vrăjitoare, zice ea, că era vrăjitoare, cu părul vâlvoi, cu avea neg aici pe nas, cu rochie ruptă. M-am băgat cu ea în seamă, am ajuns cu ea acasă, nu mai țin minte ce s-a întâmplat. Dimineața când m-am trezit, ea la fel. Zic, bă, zic, înainte să pleci să te demachezi și tu, că sperii copiii pe scară. Și zic, bă, asta e fața mea. Zic, cu negul ăla al tău? Da. Zic, mamă, ești urâtă cu crengi. Zic, băi, uite ce mi-a făcut ca ăsta de sărbătoare. Și asta supăra, nu că am făcut o urâtă, că m-am luat de Halloween, mi-a zis, ce, nu-ți place Halloween? Zic, nu, să mă p***a de sărbătoare. Zice, nu-ți place Halloween, dar aseară când făceai ca Harry Potter. Și cam atât din partea mea. Valentine's, dragobete, fericit Halloween, toate sărbătorile să fie la voi acolo. Abia aștept să-mi reiau locul pe scaunul juratului. Haide!